se continuă campania electorală. După cum vedeți, se recurg la orice fel de metode și mijloace. Cei de la PNL, susținătorii lor, au blocat drumul ăsta comunal, drumul care este asfaltat, proprietatea primăriei. Drumul este inscris în domeniul public, DC 797, are o lungime de 900 de metri. L-am măsurat imediat când am văzut că a blocat, l-am măsurat să văd la distanța de 700 și în jur de 50 de metri, a blocat cu mastodonții ăștia drumul. Blocând accesul la trei societăți și la o familie. Dar care e motivul pentru care ar fi făcut treaba asta? Spune că ar avea carte funciară, spune ei că are carte funciară, o porțiune al linii, adică o porțiune de câțiva metri. Din câte știu eu, linia ferată în intersecție cu drumul nu se blochează niciodată, nici o linie ferată din țara asta nu s-a blocat în intersecție cu drumul, rămâne drumul circulabil. N-am intrat în posesia datelor lor, eu am făcut sesizare la poliție, în care le-am prezentat documentele și actele de proprietate. Poliția a luat act și i-am rugat ca să ne ajute să deblocăm. Nu, a spus, până nu se rezolvă speța. Păi cum? Nu ia măsuri de deblocare. Toți care au acces pe traseul ăsta pe aici, când au probleme la câmp și probleme la fermă, toți sunt foarte revoltați pe actele care le fac acești oameni. Huligani. La drumul mare, așa, nu pot să calific. Efectiv, mai că nu pot să-i calific. Mâine o să fac din nou o reclamație și la județean, și la poliția județeană, și să vedem ce răspuns să-mi dau dânsi. Ce ați pățit? Ce să pățesc? Vreau să merg aici la un cetățean în comună și acum sunt nevoit să aștept instituțiile statului să-și facă datoria. Să vedem cam cât timp ar trebui să așteptăm aici. Dar ce s-a întâmplat? De ce nu puteți să treceți? Nu putem trece că un domn care poate să facă ceva, face. Doar pentru faptul că poate. Atât. Alte cuvinte, iar da, nu-mi găsesc. Văd că sunt niște pietre mari. Da, sunt niște separatoare din beton, de circa 4-5 tone fiecare, puse. Sunt două rânduri separatoare, mai în față, la vreo 60-70 de metri, mai este un rând. Un domn care consideră că e proprietatea lui, drumul comunal DC 797, din comuna Suraia, consideră că e proprietatea dânsului.